Bună seara, stimați spectatori! Ne bucurăm că suntem din nou împreună în apropierea Paștilor, care e bine și am învățat pe toți să ne ferim, să spunem mai degrabă, sărbătorile Învierii Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În această perioadă trebuie să ne aplicăm mai mult către introspecție, către rugăciune, către iertare. Vedeți, între timp, nu e vorba de noi, în general, ne aflăm pe un val acum, un val al devoalării lucrurilor care s-au ascuns de mii de ani. Și acest adevăr ne influențează viețile tuturor. Având adevărul acesta care ne trezește, pentru că numai în lumina adevărului să știți că poți să îi aduci închinare lui Hristos. Numai în adevăr. În minciune nu poți să faci nimic. Nimic. Nici iubirea nu funcționează, nici dreptatea, nimic nu merge în niciun atribut din cele patru virtuți cardinale. Calos, agatia și adevărul și dreptatea. Vedeți, prin ele sunt adevărul și dreptatea? Păi bine și frumos, sunt patru virtuți cardinale. N-ai cum să scoți de acolo adevărul. Ori dacă noi ne-am obișnuit să îi atragem într-o minciună pe oameni timp de 2000 de ani, să îi manipulăm, să îi stoarcem de resurse, nu neapărat financiare, resurse sufletești, transformi oamenii în ferme, în ferme prin care exploatezi așa ca la oi. Toți suntem oi. Ați auzit vreodată spunându-se în oricare religie, numai la creștini, că și asta, creștinismul este împrumutată, nu este nu are creștinismul adevărat, autentic, să știți că mesajul lui Hristos n-are nicio legătură cu ceea ce ni s-a spus nouă timp de 2000 de ani. Acum s-a aflat. Prin traducerea Bibliei lui Vulfila, de exemplu, care pe linie rusească s-a păstrat, a avut 5 evanghelii în ea, prima din care s-au rupt, se pare că a fost și a 6-a, s-au rupt paginile. Sunt multe lucruri care trebuie spuse. Vedeți, vorbim de un an în care a fost această Biblie a fost tradusă pentru goți, pentru geți în general, că toată lumea s-a ferit în perioada, a început să campanie contra noastră. De ce? Fiindcă se știa că Hristos n-a fost evreu. Niciodată n-am nicio legătură. Cei 72 de ucenici au fost într-adevăr evrei. Cei 12 n-au fost evrei când și-a dat seama că nu poate lucra cu ei. Asta e realitatea. S-a întrebat vreodată cineva de ce a nins în ziua aceea de primăvară, că n-a fost niciun caz decembrie. Deci toată această mistificare cu 25 decembrie, nașterea Mântuitorului, nu, a fost în primăvară. Cum de a nins în primăvară, când atunci cine a fost vreodată în Israel în perioada aceasta, primăverii? Sunt 35 de grade, acum uitați-vă pe aplicațiile telefonului, sunt 30, peste 30 de grade. Și indiferent cât ar coborâ, sub 20, 15, 10, 5 grade, dar nu ninge sub 0 grade, niciodată n-a fost. Temperaturile acestea n-au fost niciodată în Israel decât dacă Nazaretul, care nici măcar n-a existat istoric. Haideți să vedem istoric dovedit, evidențe, nu mistificări, nu înșelăciuni, nu să ardem biblioteca din Alexandria ca să pierdem urma documentelor sau toate cărțile și canoanele, dovezi canoanele la cele 7 sinoade ecumenice și care au fost mult mai multe, 10. Dar numai acestea s-au reținut fiindcă erau în concordanță cu dorința și cu ce vroiau împărații de atunci. Celelalte sinoade care au fost convocate de biserică, făcute de biserică separat, nu s-a ținut cont de ele, decât de cele care erau oficiale, adică oficiale ale împăratului, adică politice, ca să ne înțelegem. Biserica n-a fost niciodată politică, n-a fost niciodată o instituție. Adevărata biserică nu trebuie să aibă nicio legătură cu statul, sub nicio formă. Biserica adevărată trebuie să fie comunitatea de suflete care se roagă, se închină și se îndumnezeiesc. Ce treabă are politica și statul cu rugăciunea omului? Decât numai dacă ai nevoie de manipulare. Și atunci o instituționalizezi. Această manipulare îi dai o formă și de
faci o întreagă știință, nu? Pe baza căreia să ai un fundament științific, faci un sistem, pregătești o întreagă armată de specialiști care să poată să ducă la desăvârșire actul de manipulare. Și pentru asta trebuie să scoți total mesajul lui Hristos, care tocmai împotriva sistemului a fost mesajul lui direct, chestia cu să dai cezarul este o falsitate aberantă. Toți recunosc că Biblia s-a falsificat în multe părți, sunt texte întregi, deci cine a aprofundat studiul Noul Testament, nu mă refer la cei care au luat copy-paste și au trecut în examen la facultate de teologie fără să se ducă la surse, fără să încerce să traducă originalele și ermineuții care au studiat documentul original. De exemplu, Ieronim s-a uitat, a încercat ceva să citească, să vadă măcar anul în care a fost scrisă traducerea Ieronim din Septuaginta, din Vulgata, pardon, că ne interesează Noul Testament. Nu s-a uitat niciodată. Am încercat odată să vadă cineva că Biblia, Scriptura, pardon, că n-a avut treabă cu Vechiul Testament, Vulfila, această Scriptură a fost cu 10-20 de ani înainte de, tradusă înainte de Ieronim, și că Ieronim n-avea nicio legătură, nu știa limba ebraică, din ce a tradus el. Ca să fim și mai pertinenți. Deci, părerile sunt foarte împărțite. Al Zimmerman spunea că e cam principalul care s-a împotrivit mistificării și a spus că se presupune că este QL, o sursă, Evanghelie sursă, de la unde s-a inspirat toate. Ideea este că n-a fost una, a fost... Unii spun că 82, alții că a fost numărul ucenicilor, cei 72 plus cei... Da, cam așa este. Cam așa, peste 82 de... 84 de... Dacă punem și pe Maica Domnului, 85. Cam 85 de evanghelii, pentru că evanghelie înseamnă testament. Toți și acum, episcopii din secunda în care sunt numiți episcopi, au păstrat această tradiție de a scrie testamentul. Puțin mai știu de acest lucru. De exemplu, la preasfințitul Bartolomeu, care mi-a fost naș, și care era leul Ardealului și tuna când intra în sinod, toți înghețau în fața lui, avea această cultură formidabilă și forța cuvântului, deci se baza pe lucruri solide, nu pe impresii păreri. Omul a învățat, a studiat o viață întreagă. Deci era foarte pregătit, de aceea nu putea să-i facă față nimeni. A fi pregătit înseamnă să-i cunoști învățătura la origini, la sursa ei, nu păreri la altora. Și atunci știi exact despre ce e vorba. Și el știa lucrurile acestea. Și e unul dintre puținii care și-a făcut publică memoriul. Sigur, a fost retras de pe piață imediat. Spunea despre virtuțile în general ale conducătorilor bisericii, tot ce s-a întâmplat în biserică cu exact primul patriarh care a fost prim-ministru, a fost locotenență domnească, cum a fost trădată credința, tot spunea acolo, tot cum s-au omorât patriarhii. Detalii care există în această carte, nu știu dacă e neapărat important și bine să o citim. Ideea este că e un fir roșu de 2000 de ani și trebuie să înțelegem adevărul înainte de toate, lăsând mistificările și minciunile. Să știți că prin hotărâre judecătorească este hotărâre definitivă, chiar la curtea de apel s-a dat împotriva unei persoane, nu o numim, s-a judecat cu Biserica Ortodoxă și a câștigat în instanță, dovedindu-se, creând precedent judiciar, faptul că preoția nu e o profesie. Și de aici derivă foarte multe. Asta este un principiu de drept în toată Uniunea Europeană. Ar trebui să lăsăm aceste lucruri ale credinței, să nu le mai fluturăm pe stradă, să fim oameni al lui Hristos și să căutăm mesajul adevărat. E cumplit. E cumplit dacă tragem perdeaua, să știți că s-ar putea multe capete să cadă. Este cumplit.
Problema este alta. Nu e timpul și nu trebuie să tulburăm acum aceste lucruri. Probabil că de asta și papii au refuzat timp de 50 de ani să spună care este a treia și a patra profeție de la Celestină. Și în profețiile, vedeți, noastră, ale Maicii Domnului și că trebuia să le spună la timp. De ce nu ne-a spus și toți au evitat? Pentru că acolo sunt multe lucruri. De exemplu, Hristos n-a fost evreu. Când a fost frig, cum v-am zis, el a emigrat, a mers în partea de nord, Nazaretul nu exista atunci. Deci, astea sunt lucruri, adevăruri, explicații. Păi că nu, că a fost metaforic, haideți să fim realiști, pe ori metaforic, o realitate. Deci, n-a existat nici măcar acel procurator, n-a fost în perioada când s-a născut Mântuitorul. Toate lucrurile sunt foarte amestecate și intenționat mistificate, pentru că s-ar putea face legături, de exemplu, faptul că Mântuitorul s-a născut în nord, cam prin părțile noastre. 1, 2, și sunt dovezi pentru asta, nu vorbim, dar lucrurile trebuie luate încet, că lumea se sperie, oamenii se revoltă, nu vor să audă. Mai sunt, de exemplu, și cum a zis și Dostoievski, dacă ar afla că adevărul nu-i de partea lui Hristos, ar rămâne de partea lui Hristos, refuzând să treacă de partea adevărului. Niciodată Hristos n-a fost în afara adevărului. Oamenii au mistificat și au separat adevărul de Hristos. Niciodată Hristos n-a spus eu sunt evreu. Dimpotrivă, îi făcea pe toți vai vouă fariseu, fățarni și cărturailor. Că era el numit învățător, dar nimeni n-a spus că a fost învățător în vreo școală al vreui Hilel, de exemplu. În niciun caz. Se presupune, dar n-a fost. Dacă spunem că a fost plecat cei 12 ani, dacă făcea parte din comunitatea evrească, nu mai era primit înapoi niciodată. Și de aceea se presupune că el n-a plecat din ascultarea părinților. Dar dacă a plecat, că sunt dovezi prea serioase, hai să zicem că sunt 2, 3, 5, 10, sunt prea multe dovezi. Și dacă a plecat și s-a întors, înseamnă că n-avea ce să reproșeze că nu făcea parte din comunitatea evreiască, care era foarte strictă pe atunci. Toți erau supuși lapidării sau excluși, ca și la ora actuală în comunitățile amiși sau mormoni din statul Utah, când dacă a ieșit din cuvântul nu ascult de elderul cel mai mare de acolo, toți se întorc cu spatele la tine și ești obligat să părăsești comunitatea. Asta se întâmplă, de exemplu, dacă pleci fără să spui undeva, să pleci de capul tău și te întorci. Nu te mai primește nimeni dacă făceai parte din comunitate. Așa era și acum 2000 de ani. Deci e clar că două lucruri. Ori Hristos era evreu rabin, de avea prieteni rabin peste tot și era în comunitatea aristocratică, dar în cazul acela, dacă nu mai certa rabinii și fariseii și nu se delimita de ei ca și cum ar fi fost în altă tabără, sau dacă făcea asta, ar fi fost alte repercursiuni, ori într-adevăr nu făcea parte dintre evrei, și cam asta a fost când spunea răstignește, nu făcea parte din ei. Faptul că era răstignit și a fost omorât în perioada Paștelor, vedeți noastră, tâlharii și ceilalți nu erau evrei, unul din Barabas, iar sunt presupuneri, nu era evreu, celălalt, el era roman. Evreii nu se permitea să omoare de în sărbătorile mari, să se rămână peste noapte pe cruce. Deci dacă el ar fi fost evreu, nu ar fi fost supus asemenea tip de moarte, pentru că evreii erau judecați altfel. De ce l-a plimbat de la Ana și Caiafa? Fiindcă el nu făcea parte din comunitatea evrească. Nimeni nu și-a pus întrebarea asta, că ar fi fost imediat condamnat. Pentru ce a fost condamnat? Că a spus răzmeriță. Deci asta era ideea. Că dăm rămas acest templu și vă construi eu, ridicat din nou în 3 zile. Pentru îndemna răzmeriță aici, dacă ar fost evreu, era pentru subiect religios. Nu pentru asta l-a condamnat.
Trebuia să-l omoare cu pietre ei, evrei, așa ar fi trebuit, dacă era, făcea parte. Asta era legea. Lapidar, lapidus, piatră. Era obligat să, ei să omoare cu pietre. Dar așa, nefăcând parte din comunitate evrească, l-a trimis lui Pilat. Dar sunt dovezi clare, nu la Iosif Flavius, care sunt oricum cenzurate și ele la maxim. Sunt istorici din acea perioadă care spun cu mare exactitate această toată tot procesul lui Hristos există așa ceva în, arhivele romane, în care se precizează că Hristos n-a fost judecat de către evrei, fiindcă nu făcea parte din ei. Și de aici foarte multe lucruri. Vedeți noastră, toată persecuția asta, toată minciuna asta, toată ura de atâta mii de ani, 2000 de ani împotriva acestui popor și acestui locuitor, cum au fost ei numiți, nu contează, valahi, volohi, pelarci, mă rog, remanente, daci, locuitorii acestui pământ. Toți au o ură extraordinară asupra lor. Dacă Hristos era evreu, era pace pe pământ, dar n-a fost. Și de-aia l-au urât toți, era de aici. Și aici încep multe probleme. Vedeți toate mesajele. Clar, fericirile provin, cine a studiat bine, legile belagine, nu sunt cele de care sunt acum, dar sunt niște speculațiuni. Există la un moment dat, o să le postăm, eu l-am la timp, l-am scos, sunt 9 legi, atât, 9 legi. Exact ca și cele lui Noe, erau 9 legi care se reduceau la 3. Toți știu că drepții între popoare erau judecați după legile lui Noe, așa învață rabinii. Legile belagine erau 9. Vedeți noastră câte fericiri a dat Hristos pe muntele fericirilor, înălțim. De ce pe munte? Fiindcă e tradiția Cogaionului. Asta e o tradiție a noastră născută, a celor de aici, născuți în vibrația acestui pământ. Muntele este o icoană amestecat mereu. Este forma Tatălui, este icoana lui Dumnezeu Tatăl. Este un simbol. Un simbol de evoluție, un vector de evoluție. De pe munți întotdeauna s-au dat învățăturile omenirii. De pe muntele Sinai, de exemplu, muntele Ebal Garizim, care a fost blestem și binecuvântare, muntele Fericilor, muntele Taborului, mai munți a fost, muntele Leonului, înălțarea lui Hristos. Deci, munții reprezintă un simbol, o icoană. De pe muntele Fericilor, Mântuitorul a dat cele 9 fericiri, care corespund legilor belagine. Sunt legile vechi, cele mai vechi legi de pe acest pământ, care sunt de peste 13-15.000 de ani vechime. Astea sunt realități, sunt dovezi. Încep acum din nou, sunt prea multe și nu mai pot să le cenzureze, că este, vin din toate părțile. Dacă o să îndrăznească să scoată și pietrele acelea uriașe de pe fundul lacului Bicaz, cu scrierile pelagice de acum 13-15.000 de ani, identice cu cele din, din Piatra Neamț, identice cu cele din Roșia Montană, scrierea identică cu cele din, de pe pietrele Tărtăriei, la scrierile pietre de la Tărtăria, care sunt 3 oficial cunoscute, dar sunt mult mai multe împrăștiate în alte părți și care nu s-au făcut cunoscute, dar aceeași tip de scriere. Se pare că și limba ebraică, mă rog, cât de ebraică era ea, aceea în care a fost scrise primele pietrele legii de către Moise, n-a fost cea pătrățoasă, acum este scrierea veche, semăna cu cea cuneiformă, era cam identică, vedeți, cu aramaica și cu scrierea aceasta care a fost pe pietre din, la Cucuteni. Descrierea noastră, scrierea ramanilor, toate aceste popoare cu rădăcina R, aramaicii, ramanii, chiar și Abram, cum era început în numele Abraham, cum era scrierea, nu e Avraham, era cu Ab. Ab înseamnă fiul, fiul lui Ram, Abram, fiul lui Ram, din popoarele ramanice. Toate aceste popoare aveau această scriere, să știți, și toate provin din, de pe teritoriul țării noastre, așa cum a spus-o și Jean Ruiz și William Schiller, arheologul american, care a dat peste cap toate
Maria Gimbuta, extrem de mult, sunt sute de arheologi, sute de lucrări științifice recunoscute internațional, care arată sursa vieții pe planetă. De aia se spune și continentul vechi. Deci nu se spune altui continent, acesta, fiindcă el a cam rămas pe loc și celelalte continente s-au despărțit din Pangaea, plecând de la Europa, care a rămas în centru. Bun. De exemplu, și fluviul, râul din Eden, care se împărțea în patru brațe. Fison, cel mai mare braț, era Dunărea de azi. Da, cum Dumnezeu, dacă era celelalte trei brațe, ca Tigru, Eufrat și Nilul. Deci, cum Dumnezeu, că sunt în alte zone și n-aveau cum să aibă o sursă comună. Pe când era continentul unit, aceste toate patru se uneau și aveau aceeași curgere. Bun, de ce spun toate astea? Că e bine să înțelegem lucrurile cum s-au așezat în istorie, motivul pentru care ele au ajuns să fie acum în felul acesta, răutatea și ura contra poporului nostru și contra religiei noastre strămoșește, care niciun caz n-a fost latină, iar Slavona nu este rusească, să ne fie clar, e mult mai veche, Slavona seamănă aceea veche, Slavona veche, limba vechilor cazanii, Slavona n-a fost scrisă de Kiril și Metodie. Exista cu mult înainte și era scrisă de către daci, era scrierea aceasta a geților vechi, a tracilor și în limba în care era scrisă și scriptura lui getului episcop Vulfila. Această scriere în limba lor este scrierea care ulterior s-a numit slavonă, o scrie străveche. Aceasta era limba noastră. De ce am fost urâți? Pentru că noi n-am avut niciodată nu nativ. Acum am ajuns umbre ale ceea ce eram odată. N-am avut niciodată nativ înclinarea către sclavie, către manipulare. Cei născuți aici erau spiritele puternice, liberi, ființe libere. Legile belagine erau legile fericirii, dreptății. Erau legi care îi făcea pe oameni să se simtă liberi, să înțeleagă că există nemurire, nemurirea sufletului, că există fericire dincolo de această viață și că și aici poți trăi fericirea. Nu trebuie să gândești totul numai în termeni de bine și rău, de pedeapsă, de suferință, de păcat. Aceste noțiuni erau străine geților de aici. Mă fac o mică pauză, revenind după pauza aceasta. Am revenit, e o mică sincopă, trebuie să înțelegem că lucrurile acestea în istorie au o logică. Și toate aceste lucruri care s-au petrecut, vedem să ca pe un șevalet. Gândul lui Dumnezeu se așează pe acest șevalet al istoriei, arătând filmul vieții noastre. Dacă intri prea aproape și intri în detalii, n-ai să înțelegi niciodată în perspectivă imaginea de ansamblu. De aceea, noi încercăm acum să vă explicăm ura care s-a strânit împotriva noastră, ce înseamnă ortodoxia. E mult, mult, mult mai mult decât se spune. Nu este vorba numai de religie și am spus-o mereu, de aceea ne-am permis să spun ortodoxia cuantică. N-are treabă cu religia. Care religie? Religia celor care te obligă să îngenunchezi, că dacă nu îți taie capul, pe cum expresia? Capul care se taie, sabia, capul care se pleacă, sabia nu-l taie. Expresie inventată, dar special, că intră în subliminal, în conștiința colectivă și timp de generații încep să devii obedient, încep să devii sclav. Aceste lucruri, să știți că sunt special făcute și gândite de oameni care au pregătire în așa ceva, fac planuri pe sute, pe mii de ani. Sunt foarte bine pregătiți, dar
nu au și nu vor avea niciodată ce am primit noi în ultima vreme. Este prea târziu. Eliberarea sufletelor oamenilor din această capcană, acest matrix în care pe noi ne-au și numit în bătăi de joc oi, oia se poate să aibă surpriza să trăiască, să fie vreun urs brun sau să fie vreun lup din ăsta mare, de talie mare. Să știți că spiritul păzitor al neamului nostru nu este un lup alb obișnuit. De înălțimea lui, talie de vreo 2 metri. Deci e fabulos. Foarte mulți l-au văzut. De multe ori apare sub formă de vulturi. Și multe părți de prin Ceahlău sau Bucegi, 2 cogaioni, sunt vreo 7 cogaioni mari la noi în țară. Bun, ce înseamnă cogaion? Munte Sfânt. Munte Sfânt. Și mai multe înseamnă, dar ne rezumăm doar la atât. Bună, deci ca să înțelegeți ce s-a întâmplat atunci, este efectul, deci se întâmplă, e cauza la ce se întâmplă acum. Pentru că dacă vrem să înțelegem Apocalipsa de acum, să zicem, vremurile din Apocalipsa de acum, vremurile de final, această tulburare, acest apogeu al hedonismului, apogeu al spurcăciunilor, păi se întâmplă asta pentru că atunci, în mod intenționat, s-a deturnat învățătura lui Hristos. În mod intenționat. De aceea s-a întâmplat. Dar fiind atât de puternică, chiar și atât de sugrumată acest canal prin care vine această forță teribilă a Harului Duhului Sfânt, chiar așa foarte strâns, tot e suficient, a fost suficient de puternic să reziste 2000 de ani și să nu poată întunericul să cuprindă pe biserică. Și acum revenim. Biserica, deci, nu este o clădire, nu e o instituție politică, nu are cum să fie umană, este o instituție, nici nu instituție, nici nu are cum să fie instituție, este o comunitate de suflete și atât. Nu e altceva. Sigur că ea e cosmică, e viziunea e cosmică, sufletele împreună cu toată creația, asta înseamnă biserică, dar în niciun caz societatea sau împărăția de aici care nu este, Hristos a spus că nu sunt din împărăția aceasta. Deci în niciun caz nu are cum și nu are nici voie, nici dreptul să aibă legături cu această lume. În momentul în care la primul sinod ecumenic biserica a devenit instituție politică, s-a terminat cu totul. Ioan Gură de Aur a fost persecutat, creștinii de prin Buzău de aici fugiți din zona Antiohiei Siriei și din Ierusalim, s-au refugiat în nord, a venit până aici. Au fost alungați de și persecutați unde până la, deci după de ce aici? Fiindcă era limita frontiera Imperiului Bizantin și a trecut dincolo de frontieră, s-au dus undeva prin zona Buzăului. De ce bine de știut? Chiar și fuga în Egipt este un semn de întrebare. Nu sunt dovezi foarte, foarte convingătoare. Sunt multe indicii, dar nu sunt dovezi convingătoare, dar vor veni și ele. Deci se presupune că și fuga în Egipt n-a fost în Egipt, ci a fost tot aici. Aici avea cunoștință Maica. Dom'le, rudele nu le avea în Egipt, n-avea nicio treabă cu Egiptul la rude. Care rude? Rude erau de aici, de aici unde s-a născut Hristos. Aici ne provine Boaz, care era trac, era din zona geților, străbunicul ei. Deci toate au legătură cu această zonă. De ce Maica Domnului s-a dus, a fost până în Georgia și acolo sunt omoforul ei. În Georgia se află. Deci puțin știu, doar cei care au fost acolo și au fost șocați când au văzut că acolo a stat Maica Domnului. De ce tocmai în Georgia? Fiindcă de acolo s-au refugiat creștinii de aici, au ajuns în Georgia, fiindcă asta a fost sensul. Au fugit din sud, au ajuns aici, după Constantin cel Mare. Au fost persecutați, omorâți peste 10.000 de creștini din zona țării Luanii, unde sunt acele peșteri rupestre și peșteri în care au fost comunități creștine vechi, apostolice, deci adevărata biserică apostolică. A fost i-a omorât, i-a fugărit cu armata și a fugit spre Georgia. Acolo au ocolit toată Marea Neagră prin nord și s-au întors o parte în Antiohia Siriei, de unde a început primăvara arabă.
Ei caută și urmăresc să distrugă ultimile relicve sau artefacte vechi care mai au legătură cu Hristos și cu adevărata învățătura Lui și cu adevărata biserică apostolică. S-a păstrat acolo ultimele artefacte. Primăvara arabă acolo a fost pretext ca să ducă, să distrugă, să bombardeze, de exemplu, mănăstirea Sfintei Tecla. Toți știu cam ce legătură, despre ce este vorba acolo. Manuscrise foarte important, manuscrise care pot răsturna destinul întregii planete. Dacă se află, descoperă acele cărți, adevărate cărți și poate chiar cea evanghelie scrisă de Mântuitorul cu mâna lui, s-a terminat. În clipa aceea, la revedere. Trebuie să pună lacăt pe toate bisericile din lume. Clar. Ori, dacă nu, rapid, ceea ce a primit, papii au primit la timp, schimbați minciuna, întorciți-vă la adevăr, ca să puteți supraviețui schimbărilor. O să fie un șoc, dar o să puteți să supraviețuiți. Dacă nu vreți să spuneți adevărul acum, o să pierdeți definitiv totul. Cam asta e ideea. Iar problema este că ce spunem noi cu ortodoxia cuantică? Ortodoxia cuantică înseamnă, să știți, o variantă prin care salvăm ortodoxia. Ne agățăm de evidențe, de adevăr, de știință, ca să putem să o salvăm. Pentru că tot, 90% din ce am fost învățați este fals. Când se vor afla aceste lucruri, că n-ai cum să mai duci la nesfârșit minciuna, ce faci? Pe ce te mai bazezi? Pe ce spunea Dostoievski, că dacă Hristos nu e în adevăr, renunți la adevărul unui Hristos? Și asta e o idee și eu aș gândi la fel. Dar de ce să separi de adevăr? De ce să nu cauți adevărul? De ce să cauți lucrurile, să le împaci, să vezi că sunt același drum? Nu vedeți că suntem special împinși la o dezbinare totală în concepții, în gândire, deci individuală, apoi în familie, în tot ce înseamnă unitate, în societate. Dezbinarea aceasta este făcută special ca să ne poată manipula și nu ți se oferă timpul să te informezi în mod special, ți se reduce timpul liber la maxim, nu cumva să ai timp să te gândești, ca să rămâi și obosit și bolnav, deci complet dependent de un sistem care te zdrobește, un sistem ca să poată să doar să supraviețuiești un pic la cota de avarie, cât să poți să le cumperi produsele. Deci, în final, cam aici se reduce totul și nu este părerea noastră. Deci, vă indic lecturi foarte interesante din John Perkins, Asasin economic, Samuel Huntington, Ciocnirea civilizațiilor. Și vedeți acolo, într-adevăr, lucruri acestea, care le spunem noi, la modul științific și foarte bine organizat, metodic, și explică cu punct și virgulă. Dacă le spunem noi, fai ce spune Părinte că e revoluționar, dar dacă spun niște oameni de știință și chiar politici care au spus aceleași lucruri, atunci nu mai au ce să conteste. Deci, n-am inventat noi roata și focul, sunt realități și e bine să ținem cont de ele dacă vrem să mai salvăm ceva din această credință. Acum, episcopii noștri sunt oameni foarte învățați, de exemplu, ca să înțelegeți, în 1983, foarte mult, timpul este foarte scurt, Harul Divin este necreat. Doctrina oficială, am mai spus la alte, și la conferințe și la emisiuni, doctrina oficială a Ortodoxiei este dată prin Tomosul din 1351 de Grigorie Palama, după un sinod de 10 ani de zile. De aici pornește totul. Până în 1351 toți eram în derivă, deci că erau sinoade, dar nimeni n-a spus punctul pe ei. Ce înseamnă harul divin, energiile divine care le confundă cu lucrări, ca nu cumva să se mintească ce e energie. Da, energii divine necreate. Energii divine create. Încă de atunci a ieșit acest... deja se formase două linii. Linia occidentală, născută pe filozofia lui Aristotel, apoi pe Toma d'Aquino, pe scolastică și ultimul pe cartezianism, pe gândirea logică rece și care se concentra și îl punea pe om în centru, deci antropocentrism, și cea răsăriteană care se concentra pe Platon, pe revelație, pe logos, pe ideea oamenii introspectivi care gândeau holistic universul și punea pe Hristos în centru, hristocentrism. Acestea sunt două linii. Dar de dezvoltarea a
civilizației, a civilizațiilor, două civilizații ireconciliabile, total incompatibile, au ajuns în mii de ani să devină în 2000 de ani să devină incompatibile. De aceea există ura asta față de noi, că ei au pierdut sensul, au pierdut drumul, au pierdut tot, s-au oprit la patim. Vedeți că toți au maxima lor formă de manifestare religioasă, sunt stigmatele. Atât mai departe, ei nu pot vedea. Stigmatele te oprește pe tine la patimul Mântuitorului. Noi însă nu avem treabă cu stigmatele. Noi avem treabă cu legile belagine, cu învierea, cu nemurirea. Deci, adevărata ortodoxie este cea conectată la înviere, la energie divine necreate, la trăirea Harului Divin necreat, la manifestarea în omul îndumnezeit a luminii taborice, așa cum era Serafin de Sarov, printr-o doctrină oficial declarată, doctrina oficială ortodoxiei, 1351, Tomosul Sinodului Constantinopolitan din 1351 declară oficial doctrina ortodoxiei prin Grigorie Palama, care a fost și el, că a trăisit, hăituit, arestat, chinuit, șantajat să nu cumva să... Și a reușit prin puterea lui un om extrem de... un gen de Bartolomeu de al nostru, foarte inteligent, pregătit, stăpânea și filozofia lui Varlam, cea aristotelică, era și un trăitor și înțelegea pe călugării de la Athos. Așa a învins, prin trăire și rugăciune. Mai este o problemă, actus purus. De aici vine, vedeți noastră, de la Toma d'Aquino. Marea diferență, care este sursa, nu neapărat ereziei catolice, sursa diferențierii de a civilizației. Actul purus spune așa, că energia divină necreată spune că Dumnezeu comunică cu zidirea și cu omul prin energiile sale create. Adică spune că în Dumnezeu există și energii create. Ori nu sunt decât energii necreate. Deci dacă Dumnezeu comunică prin energiile create, atunci înseamnă că Harul Dumnezeu este creat. Deci dacă Harul Divin este creat, înseamnă că practic sfințirea, epicleza pâinii și vinului în trupul și sângele Mântuitorului este imposibil. Deci nu mai e transcendent acest Har dacă e creat. N-are cum neziditul să ducă spre... ziditul se ducă pe nezidit, n-are cum. Asta era concepția. Ori noi acceptăm și înțelegem că omul poate prin sfințirea lui, prin să ajungă la stadiul de a trăi, de a se împărtăși de lucrările divine, energiile divine necreate, prin această lumină. Bun. De aici pornește și ideea de trup și de incinerare, că a fost o mare scandală de curând acum, că de ce am făcut incinerare. Vedeți dumneavoastră, nimic nu se face fără voia lui Dumnezeu. De aici pornim. Nimeni, n-aș fi putut nici eu, nici nimeni să facă acest lucru dacă nu vroia Dumnezeu. De aici pornim, din start. Ăsta e primul lucru. Și din clipa aceasta n-are rost să mai interpretăm. Ce ne-a deranjat? Faptul că ni s-a imputat, faptul că mi s-a spus Domnul singur. Nu m-a deranjat, dar că s-a spus că am avut probleme foarte grave. De aici este o problemă de natură penală, că vedeți, s-a dat din nou legea aceasta defăimării și penală. Un jurnalist celebru a plătit sute de milioane acum 10 ani tot pentru o denigrare de genul ăsta și am fi făcut-o, repet, dacă nu era postul mare. Hirotonia noastră a fost făcută în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. De aceea am un respect deosebit față de școala care am prins-o unii dată, am prins pe Părintele Galeriu, vă dați seama, oameni, profesori extraordinari, excepționale, Ion Bugă, oameni de cărora, față de care am un respect extraordinar, colegi deosebiți, școala se făcea altfel pe vremea aceea. Vreau să vă spun că niciodată nu poți să te dezici de părinții tăi, de dascălii tăi, de familia ta. Este familia noastră. Acum, că episcopii care sunt oameni politici și nu vă puteți imagina ce presiune sunt asupra lor. Îi cunoaștem personal pe mulți dintre ei. Tot ce se întâmplă, să știți că suntem în perioadă, suntem toți în aceeași găleată, nici măcar pe aceeași corabie, găleată și e o furtună imensă. Certurile acestea sunt
nu de, de copii de grădință, sunt certuri grave, nici n-ar trebui să ne, să ne facem, să consumăm un bit de informație sau de, să, ne, să pierdem timp foarte prețios cu așa ceva. Suntem într-o situație îngrozitoare și trebuie să suntem în, cum să spun, se scufundă, nu corabia, găleata, se scufundă și toți suntem în același loc. Și nu e vorba numai de biserică, vorba de toți. Se stinge civilizația, cel puțin o paradigmă, dar ce se preconizează că va veni în urma noastră, mă refer la copiii care vor ajunge mari, mă refer, unii spun că sunt șanse. Numai Dumnezeu știe. Noi vedem ce în aproape. V-am zis, pânza și imaginea a tabloului. Dacă te depărtezi și privești în ansamblu imaginea, te îngrozești. Pentru că viitorul este sumbru. Și nouă, la întreaga omenire, ne lipsește educația, formația intelectuală, lucrurile esențiale. Ne-am depărtat total de simbioza cu natura, ne-am rupt de tot ce e înconjurător. Noi nu suntem despărțiți, facem parte dintr-o ființă vie, planeta e o ființă vie. Vedeți, noastră, comunitățile Vladimir Megre, care a văzut la Anastasia, care sunt peste 324 de comunități deja făcute în Rusia, sunt câteva sute și prin America, la noi se încearcă acum. Ce făcea Anastasia? Cea, pe cum mănânci aici acum că te-ai despărțit, n-ai nimic modern? Vorbim de acum 10-15 ani, deci erau telefoane mobile. Cum te descurci aici? Păi dacă mi-e foame, fac așa. Și-a pocnit din degete și-a venit o veveriță, s-a așezat pe mâna ei, s-a urcat și i-a dat o alună. Și aia decorticată, scoasă, i-a dat aluna care a luat coaja. Deci a gândit și natura i-a oferit tot ce avea nevoie. E vorba de simbioza aceea perfectă. Ce înseamnă asta? Noi suntem ființe foarte complexe, fractalice, avem extensii de câmpuri torsionice, de câmpuri morfogenetice, care interacționează, extensii, deci suntem multiființe multidimensionale, care ne extindem în alte lumi, dar și această natură suntem interconectați cu tot ce înseamnă ființe vii. În momentul în care tu te delimitezi într-o cușcă, că sunt cuște aceste locuințe în blocuri, și stai în niște betoane și nu înțelegi că tu ești o ființă vie care trebuie să ai conexiuni permanente cu viața de pe pământ, de aceea suferim și ne îmbolnăvim. Vedeți, tocmai asta se dorește, ca să fim izolați. Revenim repede, mai este foarte puțin timp. Hiroteneu asta, făcută legal de o biserică recunoscută. Ne-am mutat, am repetat, am spus oficial, ne-am mutat la Patriarhie Ecumenică New York, unde 3 ani am fost în acea, să zicem, parohie. Sunt Andrei din cartierul Astoria, New York. Imediat au fost probleme cu Patriarhia Ecumenică, grecii se ceartă tot timpul, nu intru detalii. Noi căutam adevărul, așa cum suntem în structura noastră. Vă spun că nu, chiar dacă și actualul mitropolit și actuală biserică, dacă cel mai mic semnal văd că deviază la normalitate, imediat am zburat de acolo. Să înțelegeți că adevărul, adevărul și Hristos trebuie să fie deasupra la orice. Și nimic nu ne poate atinge atât timp cât avem adevărul deasupra. Și ne-am mutat imediat la biserica la Rocor. Rocor, care înseamnă Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei, la mitropolitul Ilarion. În momentul în care ne-am întors în țară, aici am găsit deja o formație bisericească minoră, o grupare religioasă care era un episcop sfințit de Rocor pentru România. Ca de obicei, românii s-au certat. În această Rocor, știți, în 2007 s-a unit, s-a întors fiind cea mai mare biserică. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, la ora respectivă. Ea a înființat-o în 1921 de către 4 patriarhii ortodoxe, fiindcă erau 5 pentarhii, din care Roma a căzut. Puțin știu că Roma a fost ortodoxă, adică nu exista ortodox sau catolic atunci. Făcea parte dintr-o pentarhie. Erau 5 scaune episcopale, mari și late, atât. Roma, Constantinopol, Ierusalim, Antiohia și Alexandria. 5 patriarhii. Din pentarhie a căzut Roma, i-a luat locul ca să ocupe cele 5 scaune de la, din Constantinopol, Cipru, Arhiepiscopia de Cipru. Bun, ca să știți, în momentul în care
a fost binecuvântată și Tomosul și grămadă de la patru patriarhii, unic în lume să împace acest lucru, e ca și cum ar fi o patriarhie alta născută. A ținut până în 2007, reprezentând interesele și mânghiere și servicii religioase tuturor creștinilor ortodoxi care se aflau în Statele Unite. Toți se mergeau la ei, indiferent din ce țară. Apoi când s-a dezvoltat bisericile locale, ea a fost slăbită și la un ordin politic, bineînțeles, biserica a fost unită în 2007, obligată să semneze unirea, întoarcerea la Moscova. Cei care nu au fost de acord au format un sinod separat, erau vreo 5, au rămas vreo 3, dar vreau să vă spun că această biserică, acest mic sinod, reprezintă la ora actuală singura formă bisericească autentică care mai respectă adevărul și canoanele vechi. Asta vreau să vă zic, despre incinerare vreau să vorbesc, că în afară de Biserica Ortodoxă Română, în lume, nicio patriarhie, nicio biserică nu și-a dat oficial, că sunt recomandări, dar oficial vreo circulară, să interzică incinerarea. De exemplu, în Uniunea Europeană deja se ajunge, se discută acum să oblige să se facă incinerare oriunde, deci în orice țară se va ajunge aici, fiindcă e o logică. O logică, apropo de rata demografică. Deci nu mai e cum să îngropi într-un loc unde ai puțuri fântâni la 3, la un metru de către un cimitir. Sunt lucruri care sunt logice, să știți. În toate țările, mitropoliții și preoții ortodoxi fac slujbe de mormântare pentru cei care se incinerează. Sunt lucruri care se cunosc. Ne apropiem de final, mai sunt 2 minute. Sunt detalii care trebuie să le știți. Ne pregătim pentru înviere. Deci nu Paști. Nu uitați, mielul este pentru evrei. Paștele este al evreilor. Noi avem învierea. Să schimbăm puțin paradigma aceasta. Învierea este învierea noastră. Știți foarte bine aceste lucruri. Să ne pregătim cu iubire, cu dragoste, sigur că da, dar pe un fond al dreptății și al adevărului. Dacă nu avem rădăcina în adevăr și dreptate, să știți că învierea nu poate să se arate, lumina nu poate să apară, decât după ce, într-adevăr, îți îndrepți mintea, gândurile și cunoști și afli adevărul. Pentru aceasta, noi ne străduim ca să ajungem la suflete dumneavoastră, la casele dumneavoastră, peste tot în lume, să fim alături de dumneavoastră cu toate rugăciunile care le știm și pe care o să le cunoașteți dumneavoastră în curând. Sunt rugăciunile străvechi ale străbunilor noștri, strămoșilor noștri, care au fost creștini din Biserica Apostolică Originală. Multe noutăți o să vă aducem și emisiunea viitoare. Vă urez sărbători fericite, să fiți iubitori, uniți, să nu ne mai certăm, să fim oameni inteligenți și să privim adevărul dincolo de aparențe. Vă mulțumim, o seară bună în continuare!